Isaia, capitolul 6, am să vă citesc primele 5 versete. În anul morții regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un tron foarte înalt și poalele robei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau fața și cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de gloria Lui. Și se zguduiau temeliile pragului de glasul care răsuna. Și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, căci am văzut cu ochii mei pe regele, Domnul oștirilor. Amin. Ați primit materialul de la pagina 39 în seara aceasta. Începutul care îl aveți aici este pe pagina 38, pe ultima pagină de data trecută. Dacă nu aveți la dumneavoastră, puteți să vă uitați aici pe ecran. Sunt doar câteva rânduri. Începutul din capitolul 6. Viziunea și însărcinarea lui Isaia în slujba de profet este titlul capitolului 6. Și expresia cheie este aici în versetul 5 când Isaia spune, am văzut. Am văzut. Ceva care i s-a descoperit, ceva ce a priceput. Isaia avea aproximativ 20 de ani, era considerat un tânăr. Ceva care a înțeles, i s-au deschis ochii și a înțeles într-un mod deosebit. Și lucrurile acestea se întâmplau în timpul în care domnea regele Ozia și spune aici în anul morții regelui Ozia. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre regele Ozia. Găsiți mai multe în cartea 2 Cronici la capitolul 26. Cred că este 2 Cronici, nu știu dacă e corect aici, 1 Cronici. O să vedem. Și de asemenea găsiți în 2 Regi, capitolul 15, 14-15. Ozia mai este cunoscut în cartea Regilor ca și Azaria. Da? Se spune că este numele lui oficial Azaria, iar numele în care era cunoscut în popor era Ozia. În Cartea Cronicilor este numit mai mult Ozia și iată și aici în Isaia, în Cartea Regilor este numit mai mult Azaria, este același personaj. El este cel mai longevit împărat bun al lui Iuda. Au fost mai mulți regi buni în Împărăția de Sud, dar până la vremea în care el era, el a fost cel mai longevit. Doar Manase, fiul lui Ezechia, a domnit mai mult decât el. Ozia a domnit 52 de ani, dar a fost un rege bun în cea mai mare parte. Manase a domnit 55 de ani, dar a fost un rege rău în cea mai mare parte și s-a pocăit spre sfârșitul vieții și este un exemplu. Manase nu este un rege cu care să te lauzi. Dumnezeu spune că din cauza lui a distrus Ierusalimul, dar totuși este un exemplu care putem vedea că Dumnezeu iartă atunci când te pocăiești. Și Manase a fost un rege care a fost rău toată viața lui. Și s-a pocăit când Dumnezeu l-a pedepsit la sfârșit și Dumnezeu i-a mai prelungit viața. Și într-adevăr s-a văzut că pocăința lui a fost reală, fiindcă în anii care au rămas s-a întors cu toată inima la Dumnezeu, dar a fost pe sfârșitul vieții lui. Însă acum vorbim despre Ozia. El a domnit 52 de ani și hai să vedem, eu mi-am notat aici 2 cronici, este da? 2 cronici, deci este o greșeală materială, nu 1 cronici, 2 cronici. În capitolul 26, de la versetul 1, avem domnia lui Ozia. O să vă citesc așa pe sărite, să zic. În primul rând, el ajunge la vârsta de 16 ani, spune, în locul tatălui său, Amația, care a fost și el tot un rege bun. Spune, a zidit Elotul, era un port la Marea Roșie. Avea 16 ani, a domnit 52 de ani, versetul 3. A făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. A căutat pe Domnul în timpul zilelor lui Zaharia, care înțelegea viziunile lui Dumnezeu. Și atâta timp cât a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să prospere. A luptat împotriva filistenilor, a dărâmat zidul Gatului. Și până la versetul 15 sunt multe realizări pe care le-a făcut acest rege care era peste poporul lui Dumnezeu și care făcea aceste lucruri cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Putem să spunem că a fost o epocă de aur a lui Iuda în timpul lui Ozia, fiind și atât de longeviv, de 200 de ani. Ozia este ca la aproximativ 200 de ani după Solomon, după David și Solomon. Și apoi împărăția a fost divizată și au fost multe tulburări. Și epoca lui Ozia a fost o epocă înfloritoare.
teritoriul lor a crescut aproape ca și pe vremea lui Solomon și așa mai departe. Și Isaia, am învățat la începutul cursului acesteia, se pare că era rudă ceva mai îndepărtată cu Ozia. De asemenea, el are slujbă de profet. Dar el era și rudă cu Ozia, pentru că are intrare, vedem, la mai mulți regi. Și acesta este contextul. Și haideți acum să ne uităm la primul punct, la punctul numărul 1, viziunea. Noi am citit deja aceste 5 versete. Viziunea profetului. Spune, el l-a văzut pe Domnul. L-a văzut pe Domnul. Nu este vorba că nu cunoscuse pe Domnul până acum, dar acum, în anul morții împăratului Ozia, îl vede într-un mod diferit. Spune, pe invizibilul împărat sau rege, pardon, al gloriei, tronul pământesc al lui Israel era liber. Acum sunt păreri împărțite aici, care este anul morții lui Ozia, pentru că de-abia în capitolul 6 citim despre intrarea lui Isaia în slujbă și totuși avem profeții în timpul vieții lui Ozia. În capitolul 1, versetul 1 spune că Isaia a profețit în timpul regilor și enumeră mai mulți regi și primul este Ozia. Deci cum a profețit el în timpul lui Ozia dacă de-abia la moartea lui a intrat în slujbă, cum spune versetul 1 în capitolul 6? Atunci cei mai mulți interpreți ai Scripturii spun că această expresie ziua morții lui Ozia este de fapt ziua în care el a devenit lepros. Ne-am oprit la realizările lui în 2 Cronici, capitolul 26, dar în versetul 16 spune, dar după ce a ajuns puternic, inima lui s-a îngânfat spre pierzarea lui, căci l-a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului, să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el și a încercat să-l oprească, dar Ozia nu a vrut. Ozia a ajuns puternic, atâta timp cât a ascultat de profetul lui Dumnezeu, de Zaharia, a mers totul bine. Un singur lucru, dacă citim în Regi, cred că mi-am însemnat și aici, dar hai să vedem în 2 Regi, capitolul 15, putem să-l punem ca și un minus în ceea ce privește, sau în ceea ce privesc reformele spirituale a lui Ozia, și anume că nu a îndepărtat de tot înălțimile și încă poporul aducea jertfe pe înălțimi. Adică nu acolo unde trebuia să aducă la Ierusalim. Să aducă jertfe pe înălțimi era un fel de superstiție. Da? Pentru că Dumnezeu le spune să se aducă la Ierusalim. Dar înainte să fie templu și alte popoare străine aduceau jertfe pe înălțimi. De ce pe înălțimi? Pentru că ești mai aproape de cer, ești mai aproape de zei, ești mai aproape de divinitate. Și spune aici în 2 Regi, capitolul 15, de la versetul 1 până la 5, ne spune, vedeți aici, este numit Azaria, fiul lui Amația, era de 16 ani, a domnit 52 de ani, el a făcut ce este drept, înaintea Domnului, tocmai cu fost de tatăl său Amația. Și versetul 4 spune, numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul încă mai jertfea și ardea tămâie pe înălțimi. Și când el a ajuns puternic, această acest lucru care el l-a îngăduit și nu l-a stopat, l-a făcut să îi se îngânfe inima și a crezut că el poate să facă slujba aceasta de preot. Și Domnul l-a lovit pe rege cu lepră, spune aici, în versetul 5, în 2 Regi 15, și a fost lepros până în ziua morții lui și locuia într-o casă izolată. Și Iotam, fiul regelui, era mai marele palatului regesc judecând poporul țării. 10 ani a durat de când a fost lovit cu lepră până când a murit. Și Iotam, care a fost următorul rege, că în timpul acestor 10 ani el conducea palatul regesc. Dumnezeu nu i-a luat autoritatea lui Ozia. Ozia încă dădea ordine și conducea, dar nu putea să apară în palatul regesc, stătea într-o casă separată și prin fiul său, cum ar veni, era coregent, se numește o perioadă de coregent. Așa că ce spune în Isaia 6 cu 1, cei mai mulți comentatori fac referință că este același an, nu cu anul morții fizice al lui Ozia, dar cu anul în care Dumnezeu l-a lovit pe Ozia, nu ce am zis, Ozia, pe Ozia și el a trebuit să se retragă. N-a mai putut să stea în față. Da?
anul în care Ozia a fost lovit cu lepră și umilit de Domnul și a fost retras în umbră, să zicem așa. Deci tronul pământesc era vacant. Iotam fiul lui nu era rege pe deplin, dar el era următorul la tron. Ozia nici el nu mai putea să apară în fața poporului, deci era un fel de, mă rog, confuzie. Însă tronul de sus, din cer, era ocupat. Și acum confuzia asta sau nemulțumirea, mai ales pentru Isaia, care avea un respect deosebit pentru regele Ozia, fiind tânăr, când Isaia a fost adolescent și tânăr, deja Ozia era în floarea realizărilor lui. Realizase foarte mult, era foarte respectat. Toți îi atribuiau, Dumnezeu este cu el, acesta este omul binecuvântat de Dumnezeu. Și așa a crescut Isaia. Și dintr-o dată să-l vadă pe acest om lovit cu lepră de Dumnezeu și smerit și pus jos, a început să fie dezechilibrat Isaia. N-a știut ce se întâmplă. După cine să mă uit acum? După cine să mă iau? Și vedem aici, spune pe pagina următoare, contrastul dintre vizibil și invizibil. Ozia a fost un rege înaintea oamenilor, 52 de ani, aveți perioada lui, dar Iisus este regele, spune cu râmare, este regele regilor. Așa cum spune în versetul 5 din Isaia, ultimul verset pe care l-am citit noi, Isaia spune, am văzut cu ochii mei pe regele. Ozia era rudă cu el, era un mare rege, un rege bun, avea Isaia foarte multă stimă pentru el, dar iată cum a murit sau s-a dat la fund, cum se spune, sau a dispărut de pe scenă. Și acum a văzut pe regele, a văzut pe Domnul și a văzut lucrurile într-o perspectivă nouă. Avem aici 1 Timotei 1 cu 17. Haideți să vedem dacă citim acest verset, dacă poate să găsească cineva să citească cu voce tare 1 Timotei 1 cu 17. Să vedem ce ne spune. Deci exact ce spune aici. Versetul spune a regelui veșnicilor, adică cel care este etern, nemuritorului, da? Nemuritor, nevăzut, celui care este nevăzut, singurului Dumnezeu înțelept, să fie gloria în vecii vecilor. Amin. Da. El este regele regilor, spune Apocalipsa 19 cu 16, și El este Domnul Domnilor. Altcineva, dacă poate să găsească Apocalipsa 19 cu 16, să citim acest verset. Și pe haina sa și pe coapsă avea scris un nume, Rege al Regilor și Domn al Domnilor. Rege al Regilor și Domn al Domnilor. Bine, deci ce vede Isaia în scena aceasta cu Ozia, cum să zic, regele pe care l-a respectat, căzut acum, el îl vede pe regele regilor și vede, spune aici, poziția înaltă a Domnului, un tron foarte înalt, spune versetul 1, am văzut pe Domnul stând pe un tron foarte înalt, se referă la poziția de autoritate, poziția înaltă. Și de asemenea, ținuta sa împărătească. Ținuta sa împărătească. Vedeți? Ținuta este importantă. Spune ceva despre noi. Spune ceva despre unde mergem, pentru ce mergem, pe cine respectăm. Ținuta noastră este importantă. Iată, regii au o anumită ținută. Slujitorii au o anumită ținută. Și pentru diferite activități și locuri sunt diferite uniforme sau ținute. Poziția înaltă a Domnului, un tron foarte înalt, și spune poalele robei lui umpleau templul. Poalele robei lui umpleau templul. Avea această robă împărătească sau regească. Deci, Isaia a văzut pe Domnul. Punctul B, mic, Isaia a văzut serafimii. După ce ne descrie că a văzut pe Domnul, spune, mai era ceva acolo. Serafimii, versetul 2, dacă poate cineva să recitească, versetul 2. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața și cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Serafimii stăteau deasupra lui, deasupra tronului,
pe care era regele regilor, Domnul. Serafimii, spune aici, sunt duhuri slujitoare. Sunt duhuri slujitoare. Noi, în mod general, le spunem îngeri. Dar nu toți sunt îngeri. Este doar un ordin al îngerilor. Îngerii sunt acei mesageri, de obicei. Cei care sunt trimiți cu mesaje. Da? Dar sunt și alte ființe celeste. Este acest ordin al serafimilor. Mai este ordinul heruvimilor. Diferența dintre ei la înfățișare este că heruvimii au patru aripi. Iată, serafimii sunt păzitorii, spune aici, ai sfințeniei lui Dumnezeu. Ei strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Heruvimii sunt păzitorii gloriei lui Dumnezeu. Ei strigă gloria lui Dumnezeu. Observăm trei lucruri cu privire la serafim, spune în nota aceasta. Fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, ceea ce arată nevrednicia. Atunci când îți acoperi fața, dai dovadă de smerenie, umilință, ești nevrednic. Cu două își acopereau picioarele, ceea ce denotă umilința, și cu două zburau, adică se deplasau, ceea ce arată slujirea. Nevrednicie, umilință, slujire. Și ei declarau doctrina sau învățătura Trinității prin faptul că strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt. Sfânt este Dumnezeu, Tatăl Sfânt este Dumnezeu, Fiul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Versetul 3, dacă vrea să citească cineva. Și strigau unul altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de gloria Lui. Și lauda este contagioasă, spune aici. Și dacă noi lăudăm pe Domnul cu toată râvna, cu toată puterea și cu sinceritatea, cu sinceritate, cei din jurul nostru se vor molipsi la lucrul acesta. După cum și invers este adevărat. Dacă suntem tot timpul posomorâți și triști, îngrijorați, supărați, nervoși, nici cei din jurul nostru nu vor lăuda pe Domnul. Avem aici Apocalipsa, capitolul 5 și versetul 13, care spune toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând a celui ce stă pe tron și a mielului să fie binecuvântarea, cinstea, gloria și stăpânirea în vecii vecilor. Și acesta este versetul care arată finalul, dar înainte au fost diferite grupuri care au strigat glorie și s-au unit mai mulți, mai mulți, mai mulți, mai mulți și apoi spune toate făpturile. Și acești serafim declarau, după cum spune în versetul 3, sfințenia, sfânt, 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 este Domnul oștirilor. Omnipotența, Domnul oștirilor, înseamnă cel atotputernic și de asemenea omniprezența, El umple tot pământul, este plin de gloria Lui. Tot pământul este plin de gloria Lui. Acum noi nu vedem asta așa de aici, de pe pământ. Nici Isaia n-a văzut asta de pe pământ. Dar în anul morții împăratului Ozia, când și-a luat privirile de la lucrurile pământești și s-a uitat în sus, a văzut lucrurile din perspectiva cerească. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin profeții săi că va veni această zi în care tot pământul va fi plin de gloria Domnului, după cum fundul mării este plin de apele care îl acoperă. Isaia a văzut deja această glorie. Petru, Iacov și Ioan au văzut pe muntele schimbării la față gloria lui Dumnezeu. Moise a văzut gloria lui Dumnezeu când fața lui strălucea atunci când se întorcea de la întâlnirile pe care le avea cu Dumnezeu. Lucrurile acestea se vor întâmpla. Gloria lui va umple pământul. Apoi, punctul C, el a văzut templul. A văzut pe Domnul, a văzut serafimii, a văzut gloria cerească și a văzut templul. Versetul 4, altcineva dacă poate să citească. Și se zguduiau de nevinte glaunii de glasul care suna și care casa s-a umplut de fum. Și casa s-a umplut de fum. Templul era plin de prezența lui Dumnezeu și era zguduit de puterea lui Dumnezeu. Acum, gândiți-vă puțin. Isaia vorbește despre același templu în care, mă rog, cel pe care îl respectase și se supusese ca și autoritate, regele său Ozia, intrase să aducă tămâie și fusese lovit de Dumnezeu cu lepră.
și el vede acum același templu într-o altă lumină. Avem exemplu din Noul Testament, Faptele Apostolilor 4:31, demonstrarea puterii lui Dumnezeu. Spune acolo versetul că pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și besteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Eu mă rog să vedem și noi ziua când se întâmplă asta, miercurea la rugăciune, da? Să se cutremure locul și să ne umplem cu Duhul Sfânt. Una este, avem Duhul Sfânt de când suntem mântuiți, dar alta este să fim plini cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă să ne predăm total voi Duhului Sfânt. Și iată ce făceau ei când s-au umplut cu Duhul Sfânt. Au predicat, au vestit cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Nu le-a fost rușine, nu le-a fost frică. Apoi, punctul D, s-a văzut pe sine. A văzut pe regele, pe Domnul, pe un tron înălțat. A văzut serafimii. A văzut templul. Și apoi s-a văzut pe sine. Și cum s-a văzut pe sine? Spune în versetul 5. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. După ce vezi pe Domnul, după ce vezi lumea spirituală, știți cât de multe ori noi credincioșii trăim, deși știm, auzim la biserică, citim în Biblie despre lumea Duhurilor, despre Domnul, despre îngerii Lui, despre serafim, despre toate lucrurile acestea, citim în Biblie, dar uneori o considerăm ca pe o carte de povești. Asta a fost atunci, nu mai este acum. Și noi trăim uitându-ne doar la ce vedem noi și la ce punem mâna. Nu înțelegem că aici, în jurul nostru, există duhuri și există o lume spirituală și există prezența lui Dumnezeu. Și după ce vezi pe Domnul și gloria sa, după ce vezi lumea aceasta spirituală așa cum este ea, atunci ai o perspectivă corectă și despre tine însuți. Te vezi și pe tine însuți așa cum ești. Și este un lucru foarte important și care ajută foarte mult. Noi de obicei când vrem să ne vedem pe noi și ne uităm în oglindă și credem că ne vedem, știm cum suntem. Nu așa suntem noi, cum suntem în oglindă. Acela este trupul. Dacă vrem să vedem cum suntem, spune Scriptura, cercetează-mă, Doamne, și arată-mi ce este în inima mea. Trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cerem Duhului lui Dumnezeu să ne cerceteze, așa cum facem atunci când ne pregătim pentru cina Domnului. Așa ar trebui să facem în fiecare zi. Noi nu suntem așa cum arătăm în oglindă, așa cum arătăm în poze. Noi suntem așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Și când îl vedem pe Domnul așa cum este El, sus, înălțat, și când vedem gloria Lui și când vedem lumea spirituală, atunci vom vedea și cum suntem noi. Vom înțelege și cum suntem noi mult mai bine. Și ce a făcut Isaia? Și-a plâns starea, spune, vai de mine, și-a recunoscut și a admis nevrednicia, sunt pierdut, n-am niciun merit. Sunt pierdut și am mărturisit păcatul. A spus, sunt un om cu buze necurate. Tânărul Isaia, un om din spiță regească, un om care avea râvnă, dorea să slujească pe Domnul. El spune, sunt un om cu buze necurate. Biblia ne spune, dacă cineva poate să țină în frâu gura sau limba, își poate stăpâni tot trupul. Nu știu dacă există oameni care pot să facă lucrul acesta și să nu aibă buzele întinate de păcat. Și sigur, deja spun asta despre mine. Și Isaia, când spune primul lucru, sigur că nu era singurul păcat, dar asta spune, vai de mine! După ce vede scena aceasta glorioasă, spune, vai de mine că sunt un om cu buze necurate și apoi spune despre poporul în mijlocul căruia se află. Și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Așa cum am învățat duminică la școala duminicală, dacă vrei să fie o făptură nouă și să te separi de omul cel vechi, este foarte de ajutor dacă trăiești într-o tovărășie nouă. Dacă trăiești într-o tovărășie veche, va fi foarte greu să trăiești o viață nouă. Asta spune Isaia. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și Isaia scrie mult despre popor, am văzut deja din capitolul 1. Ce rost are să vă mai pedepsesc, zice Dumnezeu. Deci, din tălpile picioarelor până în sus, sunteți numai puroi, numai carne vie. Nu vă pasă de nimic. Încetați cu sărbătorile voastre. Nu mai mi-aduceți jertfe. Nu ajută la nimic. Urăsc, nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea.
păcatul său, păcatul poporului și apoi mărturisește despre gloria maestuoasă a lui Dumnezeu, spune. Și în situația asta, vai de mine, în situația asta am văzut cu ochii mei pe regele Domnul oștirilor. De fapt, acesta este modul, acesta este motivul pentru care s-a văzut pe el așa cum era și poporul așa cum era, fiindcă a văzut pe Domnul așa cum era. Și punctul N, sigur, a văzut poporul care era necurat. Aceasta a fost viziunea profetului. Punctul 2, curățarea profetului. Când el se vede așa cum este, ce spune Domnul Iisus? Cei bolnavi au trebuință de doctor. Nu cei sănătoși. A, nu sunt chiar așa rău. Sigur, nu sunt eu fără păcat, dar cred că Dumnezeu o să fie bun cu mine, nu mi-s așa rău. Cei bolnavi au nevoie de doctor. Dacă nu ești așa rău, nu ești așa bolnav, nu o să te duci la doctor, nu o să vii la Domnul Iisus, nu o să te vezi așa cum s-a văzut Isaia, nu o să zici, vai de mine, sunt pierdut. Tot așa cum cei bolnavi au nevoie de doctor, cei păcătoși au nevoie de Domnul Iisus. Cei păcătoși au nevoie de iertare. Din motivul acesta, când l-au acuzat pe Domnul Iisus că se însoțește cu femeile ușoare și cu cei păcătoși, stă cu ei la masă, asta a zis Domnul Iisus. Sigur, cu ei stau. Că ei au nevoie de mine, ei au nevoie de iertare, ei văd în ce stare nenorocită sunt, ei vor să-și schimbe viața, ei vor să fie biruitori asupra păcatelor, să nu mai fie dependenți de patimile și de poftele lor, ale cărnii. Sigur că stau cu ei. Pentru ei am venit, pentru cei bolnavi. Voi care ziceți că vedeți și nu sunteți orbi, nu pot să vă ajut cu nimic. Curățarea profetului vine în momentul în care el își vede starea. Versetul 6 și 7. Apoi unul dintre serafime a zburat spre mine având un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Observăm cine face această curățare. Dumnezeu. Este făcută de Dumnezeu. Sigur, spuneam despre serafim, sunt duhuri slujitoare. El n-a făcut ce a vrut el acolo și a luat de pe altar, de pe altarul tămierii, de pe altarul lui Dumnezeu. A luat un cărbune aprins, da? Focul purifică, curăță. Sunt lucruri simbolice, desigur, aici. Dumnezeu face curățirea. Nimeni nu poate să curețe păcatele. Nici un preot, nici un pastor, nici o biserică, nici o faptă bună. Numai Dumnezeu poate să facă curățirea. Curățirea a fost potrivită nevoii sale. El a spus, am buzele necurate și serafimul i-a venit cu cărbunele aprins și i-a atins buzele. Dumnezeu știe ce avem nevoie. Dumnezeu ne cunoaște păcatele și curățirea este potrivită, adecvată nevoilor noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească. Asta a făcut cu el. I-a curățit. A fost suficientă pentru păcatul său. Așa cum este și ispășirea Domnului Iisus Hristos. Nu a curățit numai jumătate din păcatul lui. Într-o singură atingere a fost suficientă pentru păcatul său. Versetul 7, dacă poate cineva să citească. Nelegiuirea este îndepărtată și păcatul este ispășit. Dumnezeu face curățirea. Și este suficientă. Ispășirea este suficientă. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru îndepărtarea tuturor păcatelor omului. Deci, curățarea. După curățare, punctul 3, predarea totală a profetului în slujbă. Aici nu vorbim despre mântuire, vorbim despre intrarea sa în slujbă. Deci predarea totală în slujbă. În versetul 8 am auzit glasul Domnului zicând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Apoi am zis, iată-mă, trimite-mă. Domnul Iisus Hristos spune așa, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Exact același lucru aude și Isaia aici. Pe cine să trimit și cine să meargă pentru noi? Este o lucrare de făcut. Este un seceriș, dar pe cine să trimit? Ăla nu poate, ăla are de lucru, ăla are ceva cu copiii, ăla are musafiri, ăla au cumpărat un ogor să duce să-l vadă, ălălaltul nu știu ce. Pe cine să trimit? Ălălaltul zice, stai puțin mai târziu să-mi aranjez puțin treburile, mai târziu, către pensie.
Pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? A auzit vocea Domnului și a ascultat chemarea lui Dumnezeu. El a auzit. Dacă vii la adunare unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, dacă vii în mijlocul oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu și vorbesc despre Dumnezeu, ai toate șansele. Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, ai toate șansele să auzi glasul lui Dumnezeu. Slavă Domnului, noi toți de aici am auzit de nenumărate ori și auzim în continuare glasul lui Dumnezeu prin cuvântul lui. Urmează punctul B. Ascultăm. Una este să auzi și alta este să asculți. Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 7, cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, îl voi asemăna cu un om neînțelept care și-a zidit casa pe nisip. Dacă știți aceste lucruri, le zice Domnul Iisus, ferice va fi de voi dacă le faceți. Nu cine știe legea este neprihănit, ci cine împlinește. De aceea, ferice de noi dacă vom face ceea ce ne spune Domnul. A auzit vocea Domnului și a ascultat chemarea lui Dumnezeu. Predarea totală. Și după ce s-a predat total, vine lucrarea pe care Domnul are pentru el, însărcinarea profetului, voia specifică pe care Dumnezeu o are pentru Isaia, începând din versetul 9. Dacă poate cineva să citească versetul 9. El a zidit și spune poporul acesta, în drumă veți auzi, dar nu veți înțelege și în drumă veți vedea, dar nu veți cunoaște. Asta este lucrarea lui Isaia. Vreau să observăm ceva. Isaia a înțeles lucrarea specifică pentru el. Doamne, ce vrei să fac pentru tine? Vrei să fiu un predicator, vrei să fiu un misionar, vrei să fiu unul care cântă, vrei să fiu unul care învață pe alții, vrei să fiu unul care se roagă, vrei să fiu unul care dăruiește, vrei să fiu unul care încurajează. Sunt darurile spirituale în Scriptură înșirate și avem o listă acolo în spate cu ele. Doamne, ce vrei să fac pentru tine? Domnul nu-ți va descoperi ce vrea să faci pentru el specific până când nu te predai total. Așa a făcut cu Isaia. Abia după ce s-a predat total în slujba Domnului, i-a descoperit lucrarea specifică pentru el. Nu înainte. Și atenție, de ce este lucrul acesta? Isaia a hotărât să se predea total Domnului, nu din cauza că l-a văzut pe Domnul înălțat, Isaia a hotărât să se predea total Domnului din cauza că l-a văzut pe Domnul înălțat și pe el s-a văzut păcătos. Atunci a hotărât. Nu după ce Domnul i-a spus ce are pentru el, așa cum ar vrea mulți creștini. Păi, Doamne, spune mai întâi ce ai pentru mine. Trebuie să fiu misionar, trebuie să fiu un predicator, trebuie să fiu ce trebuie să fiu și după aia mă mai gândesc dacă zic da sau nu. Domnul nu va face așa. Domnul vrea să te predai înainte total. Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă. Unde? Nu știa unde. Oriunde. Asta este predarea totală. Înainte ca Domnul să-i spună ce are pentru el de făcut, care este lucrarea. Asta așteaptă Domnul de la fiecare creștin. Când îl vezi pe Domnul înălțat, când te vezi pe tine nevrednic și păcătos, auzi chemarea Domnului. Cine va merge pentru noi? Duceți-vă în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Eu nu știu dacă pot să fac asta. Dar, Doamne, iată-mă. Orice ai Tu pentru mine, atunci vei începe să înțelegi ce are Domnul specific pentru tine de făcut. Însărcinarea profetului. El este însărcinat să meargă. Du-te, îi spune Dumnezeu, du-te și spune. Tot așa ne spune și nouă, Matei 28 cu 18 până la 20. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate națiunile. Misiunea bisericii, am învățat luna trecută despre asta. Duceți-vă. A fost însărcinat să ducă mesajul lui Dumnezeu și a fost însărcinat să continue până la vremea stabilită. Du-te și spune poporului acesta. Într-una veți auzi, dar nu veți înțelege. Într-una veți vedea, dar nu veți cunoaște. Și aveți aici în comentariu Matei 13, 14 și 15, unde se împlinește această profeție. Și spune Domnul Iisus Hristos, bine a profețit Isaia despre voi. Într-una veți auzi, haideți să citim aceste versete.
Matei 13, când Domnul Iisus Hristos începe să le vorbească în parabole, fiindcă ei resping cuvântul lui Dumnezeu. Matei 13, versetul 14 și 15. Și cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci iată, inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva cu ochii să vadă cu urechile, să audă cu inima, să înțeleagă și să se întoarcă la Dumnezeu și eu să-i vindec. Spune, iată, cu acest popor, zice Domnul Iisus, din vremea în care El a venit, s-a împlinit profeția lui Isaia. Împietrește, versetul 10 din Isaia 6, împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii, pentru ca să nu vadă cu ochii, să nu audă și așa mai departe. Și în versetul 11, Isaia spune, până când, Doamne? Și El a răspuns, până când vor rămâne cetățile distruse, lipsite de locuitori, casele fără bărbați și iar țara va fi devastată, până când Domnul va îndepărta pe oameni și țara va ajunge un mare deșert. Isaia trebuia să continue, să continue, să continue, să ducă, să meargă, chiar dacă, așa cum am văzut și în cazul lui Ieremia, ei nu l-ascultau și nu se întorceau la Domnul. Pe pagina următoare avem o notă specială, 7 pași în chemarea și însărcinarea lui Isaia. Am văzut vedenia, l-a văzut pe Domnul, convertirea, viața s-a schimbată, condamnarea de sine, vai de mine, curățarea, păcatul său este ispășit. Uneori, din nou, aici nu este vorba despre mântuirea lui Isaia, este vorba despre intrarea lui în slujbă. Dar uneori, creștinul zice, eu nu sunt vrednic să fac nimica, să stau pe scaun, acolo e destul. Da. Eu nu pot să fac nimica. Dar orice păcat ai avea, dacă ți-l vezi, așa cum a zis Isaia, vai de mine! Domnul te curățește și apoi, dacă te predai total lui, iată-mă, Doamne, ce ai pentru mine, El te va folosi. Predarea totală, iată-mă, comuniunea, a vorbit cu Dumnezeu și însărcinarea, du-te și spune 7 pași în chemarea și însărcinarea lui Isaia. Rezumatul capitolul 6, în câteva cuvinte, vedenia, vinovăția, vocea, vocația sau chemarea și răzbunarea sau pedeapsa. Sigur, aici este vorba despre răzbunarea din partea Domnului pentru un astfel de popor care era religios, dar departe de Dumnezeu. Adică erau fățarnici, spune versetul 11, l-am citit, până când vor rămâne cetățile distruse, lipsite de locuitori, casele fără bărbați, țara devastată, până când Domnul va îndepărta pe oameni și țara va ajunge un mare deșert. Și avem o notă specială aici. Situația existentă pe vremea chemării lui Isaia în lucrare. În ce situație se aflau ei? Era o vreme de criză națională. Împăratul murise, sau mă rog, fusese lovit de Dumnezeu, fusese îndepărtat, dar la o parte domnea printr-un mijlocitor acum. Națiunea jelia și trecea printr-o mare tulburare politică. Avea loc ridicarea unui mare imperiu care îi amenința. Imperiul Asiriei era perioada asiriană, învățat la începutul profeției lui Isaia, perioada asiriană. În doar câțiva ani, Asiria va cuceri împărăția de nord cu capitala la Samaria și va lua în robie. Era o situație tulbură, și din punct de vedere tulbure și din punct de vedere politic. Era o vreme de decădere socială, dacă vă amintiți vaiurile din capitolul 5, care le-am învățat data trecută. Vai de cei lacom care înșiră casă lângă casă, ogor lângă ogor, nu mai lasă niciun petec, lăcomesc pe fiecare bucățică, pe fiecare petec de pământ, pe de pământ și așa mai departe. Plăceri, cei care trăiesc în plăcere, aleargă dis de dimineață după băuturi amănțitoare, stau până seara târziu, se înfierbântă la vin. Sunt bagiocoritori, vai de cei bagiocoritori, sunt corupți, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Bogații deveneau foarte bogați, săracii foarte săraci și se asupreau unii pe alții. Citim, exista imoralitate. Citim în capitolul 3 din Isaia și versetul 5. Și oamenii se vor asupri unii pe alții și unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va fi obraznic față de cel bătrân și omul de nimic față de cel pus în cinste.
Și tot în capitolul 3, versetul 15, cu ce drept zdrobiți pe poporul meu și apăsați pe săraci, zice stăpânul, Domnul oștirilor. Era o vreme de apăsare. Acum, din nou, toată această vreme venea după o vreme de mare stabilitate și înflorire sub regele Ozia, la care Isaia fusese martor, un apogeu al împărăției de sud. Și dintr-o dată s-a schimbat toată situația de la păcatul lui Ozia. Era o vreme de indiferență și nepăsare religioasă. Știți, când omul ajunge bine, când ajunge bine și pe plan material, și pe plan spiritual, Dumnezeu ne binecuvintează, avem hrană, avem sănătate, suntem bine, suntem respectați, începe să fie nepăsător și să umble cu nebăgare de seamă. Amos este profetul care l-am învățat printre cei contemporani cu Ozia, mai degrabă a fost înainte de Ozia, și în Amos, capitolul 6, versetul 1, el spune: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, cu nebăgare de seamă. Vai de ei. De asemenea, Mica și Osea profețește mai mult despre împărăția de nord, vorbesc despre vremurile de indiferență și fățărnicie. Pe pagina următoare spune, era, din punct de vedere religios, era ipocrizie și fățărnicie. Din nou, în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos spune: bine a profețit Isaia despre voi, poporul acesta mă cinstește numai cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Ce tot îmi aduceți jertfe? Spune, opriți-mă, nu mai aduceți. Voi faceți numai nelegiuiri. Sărbătorile voastre sunt pline de corupție, de păcat. Și voi spuneți că le faceți în cinstea Domnului. Cam la fel cum sunt rugile de astăzi. Cel puțin aici la noi în Banat. Vorbesc la mod oficial, da? Zilele orașului, rugile. Ele sunt la hramul Sfinților, ele încep cu rugăciune, adică sunt evenimente religioase, și ce urmează după aceea? Destrăbălare, desfrâu. Dumnezeu nu este glorificat acolo. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Asta făceau și ei. Aduceau jertfe și apoi era destrăbălare. Superstiții, erau plini de superstiții, așa cum v-am spus, jertfele pe înălțim erau aceste superstiții. Lasă că nu-i destul să ducem numai la Ierusalim. Azi mergem și la biserica aia, mergem și la biserica aia, mergem și la mănăstirea aia, mergem și la aia, să nu supărăm cumva pe cineva. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu-L cunoști pe Dumnezeu adevărat. E superstiție. Ca să am noroc. Să mă ajute. Și evident, idolatrie. Formalitate în practicile religioase. Am amintit deja în capitolul 1 din Isaia, mi se arată această formalitate în practicile religioase. În Mica, spuneam, Mica este contemporan cu Isaia și dacă citim în profeția lui Mica la capitolul 3, hai să vedem, capitolul 3, versetul 11 și 12, spune, conducătorii cetății judecă pentru mită, preoții lui învață pe popor pentru plată, profeții lui profețesc pentru bani, și încă se mai vizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din cauza voastră, Sionul va fi arat ca un ogor. Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Iată care era situația în vremea lui Isaia. În Noul Testament avem acest comentariu care este din 2 Timotei, capitolul 3. Spune, în vremurile din urmă, oamenii vor avea doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i putere. Și în final avem acest comentariu. Moartea regelui Ozia a deschis pentru Isaia, tânărul profet, a deschis calea de a vedea clar maestatea și gloria lui Hristos, adevăratul rege, regele cerului și al pământului. Până atunci el s-a bazat doar pe Ozia. A văzut binecuvântările care Dumnezeu le-a dat prin Ozia și a zis să avem de toate. Acum l-a văzut pe adevăratul rege. În consecință, el a fost mai bine pregătit să dea la iveală păcatele poporului și păcatul său personal și să se dedice cu totul în slujbă, să cheme națiunea la pocăință. O aplicație pentru noi, când obstacolele sunt îndepărtate, nu știu pe ce ne bazăm noi astăzi, el s-a bazat pe Ozia și pe realizările lui. Noi poate ne bazăm pe bani, ne bazăm pe sănătate, ne bazăm pe relațiile care le avem, ne bazăm pe biserica noastră, ne bazăm pe faptele bune. Și nu putem să vedem gloria Domnului.
Când le dăm la o parte, vom putea să vedem mai clar pe Domnul. De asemenea, vom putea vedea mai clar păcatul nostru personal și se va deschide calea pentru pocăință. Aveți un verset, nu-l mai citim acum. Atunci când poporul meu se va întoarce la mine, se va pocăi, atunci voi da binecuvântare din cer și voi vindeca țara, spune 2 Cronici 7:14. Isaia a crezut că Ozia este factorul de binecuvântare pentru popor. Am învățat de la cineva odată, cred că a fost fratele White, dacă mi-amintesc bine, și spunea, nu există oameni mari, există doar un Dumnezeu mare care se poate să facă lucruri extraordinare prin orice om care se predă lui 100%. Nu există oameni mari. Nu-i din cauza lui Moise, nu-i din cauza lui Ozia, nu-i din cauza lui Isaia, nu-i din cauza lui Solomon sau a lui David, ci din cauza lui Dumnezeu care lucrează prin mine. Și acest Dumnezeu poate să facă lucruri mari și prin tine, și prin mine. Dacă vedem gloria Lui, dacă vedem păcatul nostru, dacă dăm la o parte orice obstacol din lumea asta care ne împiedică să vedem situația așa cum este, și dacă ne predăm Lui 100%, iată-mă, trimite-mă. Ce vrei să fac cu viața mea? Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.